venit la festivalul Produse și Tradiții GAL din țara Oltului, ediția 5-a, care de data asta ne bucură, se ține în Racovița. Eu vă mulțumesc satelor, comunelor care, la apelul meu, a dat răspuns pozitiv cu produse, cu program artistic și aș vrea să ne petrecem până după masă. Vreau să dau cuvântul președintelui GAL-ului, care este domnul Marius Badea, care va anunța programul și juriul. Mulțumesc, domnule primar, bună ziua tuturor și bine ați venit. Sunteți încă toți aici sau unii mai au surprize și mai vreau să apară? Să facem prezența. Avrigu, sunteți acolo? Da, nu s-aude nimic. Racovița, jumătate. Turnul Roșu, domnul primar, acolo îl văd, stă foarte bine. Încă o dată, mâna sus. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, astăzi aici și pentru a cincea oară, ne-am întâlnit să-i onorăm și să-i cinstim cum putem noi mai bine pe cei ce au transmis aceste, au preluat aceste tradiții de la bunici de zeci și sute de ani. Și împreună cu cei din partea dreaptă, Arpaș, Porumbacu și Cârța, vă rog toată lumea să-i aplaudăm pe acești oameni. După ce pelerinajul acestui festival s-a plimbat prin țara Oltului, astăzi, în această frumoasă zi de octombrie, a ajuns și la Racovița. Aici, în această locație, pe dealul Cucului, în fața muntelui Suru, unde de zeci și sute de ani el stă martor la toate evenimentele care s-au produs în această comună. Îl felicităm pe domnul primar și primăria Racovița pentru efortul depus de a avea o asemenea organizare, o asemenea scenă profesională și astăzi pentru o zi măcar să îi felicităm și să-i admirăm pe cei ce au îmbrăcat aceste costume naționale și care se pregătesc să gătească aceste produse, să uităm de supermarketuri și de magazinele care produc industrial și vând și să-i felicităm și să-i premiem pe cei care se mai gândesc la aceste produse. Vă mulțumesc foarte mult și vă cu voința dumneavoastră o să anunț că avem și un juriu, pentru că de fiecare dată am creat un spirit de competiție și îi vom premia cum putem noi mai bine pe cei care astăzi au adus și au venit să ne arate ceva. Și voi începe cu președintele jurului, care este domnul Iliu Stelian de la Direcția Agricolă, director executiv. Vă rog să-l aplaudați. Mulțumim, domnule director, că ați venit alături de noi în această duminică și împreună cu ceilalți membri sunteți invitați în cortul jurului să deliberați. Domnul Teoceanu Mircea de la Direcția, director adjunct la APDRP Sibiu, să-l aplaudăm și pe dânsul. Doamna Biberia Irma, membru. Mulțumim, doamnă. Domnul Brudariu Ioan din Racovița, un membru mai vechi al jurului. Și domnul Berghea Dorin de la Vrig, iarăși un membru mai vechi. Festivitatea de acordare a diplomelor și premiilor va fi în jur de ora 12:30 și o să aflăm tot atunci cine este câștigătorul acestei ediții și cine va lua premiul special al jurului. În continuare, vă mulțumesc pentru că ați venit într-un număr destul de mare. Sperăm că surprizele de la Racovița vor veni pe parcurs și ne vor umple această frumoasă arenă și voi da cuvântul doamnei Maria Grancea, un pion important al culturilor și tradițiilor din țara Oltului, care vă va spune câteva cuvinte. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes! Satele noastre sunt comori de spiritualitate. Întotdeauna când te duci într-un sat, nu poți să nu găsești ceva valoros acolo. Noi ne străduim în fiecare an să scoatem din lăzi costumele valoroase, din bucătării rețete excepționale și sănătoase și din memoria oamenilor satelor noastre,
valori spirituale care altfel se pierde, pentru că oamenii la țară n-au scris, au transmis prin grai, din generație în generație, tot ceea ce însemna valoarea unui sat, tot ceea ce însemna educația unei comunități, tot ceea ce însemna dreptul cutumiar românesc. De aceea ne-am gândit ca prin acest festival, aflat astăzi la a cincea ediție, să repunem în circuit tot ceea ce era mai valoros și mai prețuit în comunitățile noastre. De la Cârțișoara, Arpașu, Cârța, Porumbacu, Avrig, Racovița, Turnu Roșu, Boița, satele noastre s-au întrunit într-un inedit festival începând din 2008. Le salut pe toate comunele și inclusiv orașul Avrig care au venit aici și care, dacă n-au putut să-și trimită de data asta producători, măcar și-au trimis vizitatori sau echipe în spectacolul nostru. Trebuie să ținem minte că ceea ce ne leagă este, în primul rând, tradiția. Ceea ce ne pune în valoare este ceea ce am moștenit și ceea ce ne deschide fereastra spre viitor este lucrul bun făcut de acasă, construit de strămoșii noștri. Vă doresc o zi frumoasă, vă doresc să simțiți gustul bucatelor de acasă, să admirați costumele noastre, scoase din lăzi, unele din ele având peste 50, 60, 70 sau chiar 100 de ani, și spectacolul pe care vi-l oferă în primul rând copiii, generația tânără, care a preluat de la bunici tot ceea ce era mai frumos în obiceiul satelor noastre. Mulțumesc pentru că sunteți aici și sperăm ca acest festival să ajungă și la a 50-a ediție, chiar dacă eu nu o să-l mai apuc, dar copiii vor fi cei care vor duce mai departe ceea ce le oferim noi astăzi. Vă doresc o zi frumoasă și petrecere plăcută! Mulțumesc mult! Vreau să anunț prezența printre noi și a vicepreședintului Consiliului Județean, Nicolae Neagu. Să știți că de câte ori am apelat la Consiliul Județean, am fost ajutat și vă rog să-l aplaudați.